Este o bucurie pentru amândoi, pentru că da, Dumnezeu ne-a ales să fim împreună, pentru că lucrarea face azi, mâine, 2 ani de zile de când slujim împreună. Și mă bucur foarte mult că sunt aici cu el și vreau să împărtășesc această bucurie și cu voi. Deci bucuria care am în suflet, în inima mea, pentru Adrian, prin familia lui, să o împărtășim împreună. Și așa cum a spus și Adrian, să facem o seară de rugăciune, o seară de îndemn. Acum suntem aici, nu ne mai grăbește nimeni. Suntem împreună și da, Domnul să lucreze în această seară, în dreptul fiecăruia. Vrem să ne rugăm această seară ca Dumnezeu să lucreze. Să lucreze mai mult. Nu faptul că suntem astăzi împreună, dar Dumnezeu să lucreze cu putere. Asta este dorința noastră, ca El să lucreze cu putere în viețile noastre, pentru că avem nevoie, avem nevoie de acest lucru. Să fiți binecuvântați. Amin, frate Steli. Domnul Iisus să-i binecuvinteze pe toți cei care au intrat în seara aceasta împreună cu noi și care se vor ruga împreună cu noi în seara aceasta. Amin, amin, amin. Domnul să-i binecuvinteze pe toți frații, pe surorile care sunt, începând de la Nicuța Vlad, pe cei care îi văd aici, Ancuța Sorina, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, sora noastră, sora Marta, pe mulți dintre voi vă cunoaștem, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Amin, amin, amin. Așa cum vă anunțam, seara aceasta va fi o seară de rugăciune, o seară în care noi să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne apropiem mai mult de El. Și aș dori ca seara aceasta, ca timpul acesta să îl începem printr-o rugăciune și vreau ca să înalți în seara aceasta, în timpul acesta, o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Domnul să se atingă de cei care sunt cu noi. Ca Domnul să lucreze la inima lor, ca Domnul să se atingă de sufletele lor, de inimile lor, de cei care sunt, să aducă pacea. Să știți că și eu și fratele Stelian în seara aceasta avem telefoanele deschise. Vom da drumul și la grupul de WhatsApp și telefoanele sunt deschise pentru că vrem să citim cauzele de pe Facebook și să ne rugăm la final chiar mai mult în seara aceasta, pentru că Domnul ne-a unit așa. Și în timpul acesta, pentru noi, este o bucurie să fim împreună cu dumneavoastră. Doamne Tată din ceruri, seara aceasta este o seară în care venim înaintea Ta și vrem să-Ți mulțumim. Pentru că încă o dată, Doamne Dumnezeule, privești, Doamne, înspre poporul Tău și Te înduri din cerul Tău, pentru cei, Tată din cerul, care își pun speranța în Tine, pentru cei, Doamne Dumnezeule, care astăzi ascultă, Doamne, caută, Doamne, vocea Ta, glasul Tău. Cei care sunt în seara aceasta, Doamne, cu toții știu că glasul Tău, Doamne, aduce eliberare. Vocea Ta, Doamne, Dumnezeule, când vorbește, Doamne, lucrurile, Doamne, iau ființă. Boala încetează, Doamne, seara aceasta. Fie ca seara aceasta să fie o seară în care Tu să lucrezi în dreptul fiecăruia, Doamne Dumnezeule, care se află în locul acesta, în dreptul fiecăruia, Doamne, care Te caută cu adevărat și vrea ca în inima lor să pătrunzi Tu, Doamne. Vreau ca seara aceasta să fie o seară de rugăciune. Așa cum, Tată din ceruri, de atâtea ori Te-am simțit, Doamne, ai fost lângă noi, Doamne Dumnezeule, și mereu și mereu ne-ai vorbit pe nume, Doamne. Ne-ai chemat pe mulți dintre noi, Doamne Dumnezeule, și vrem ca seara aceasta, Doamne, Tată din ceruri, să ne apropiem de Tine, glasul Tău să intre în casele noastre și noi, Doamne Dumnezeule, să ascultăm vocea Ta. Pentru că știu, Doamne, că vremurile acestea sunt vremuri de încercare pentru noi, Doamne, dar vom trăi și vom vedea biruințe, Doamne, împreună cu Tine. Cine poate, Doamne Dumnezeule, să stea împotriva numelui Tău, Doamne? Și în seara aceasta, Doamne, fie ca timpul acesta, Doamne, să-L binecuvintezi Tu cu putere.
Tu ești Domnul, Tu ești Alfa și Omega și știm că atunci când ne rugăm, Doamne Dumnezeu, simțim Duhul Tău, Doamne, Tu răspunzi cu putere cerurilor noastre, Doamne, și oricare ar fi în locul acela care este cu noi, Doamne, știu că Tu te atingi de el, Doamne, și în momentele acestea, Doamne, lucrezi în inima lor, Doamne, pătrunzi în sufletul lor, Doamne, peste viața lor, peste trupul lor, Doamne, Tu lași, Doamne, biruință, Doamne, pentru că Tu ești un Dumnezeu sfânt, ești un Dumnezeu care te uiți la noi, care ne cauți, Doamne Dumnezeule, în seriile acestea, Doamne, în timpul acesta, Doamne, oricât de mare, oricât de multe lupte ar fi, Doamne, pe pământul acesta, știm că noi avem de dus o singură luptă, să ne pocăim și să ne întoarcem la Tine. Și în seara aceasta, Doamne, fie ca Duhul Tău sfânt să lucreze și să cerceteze, Doamne, ca pământul, Doamne Dumnezeule, și cei care sunt în seara aceasta, Doamne, să se întoarcă, Doamne, și să-și întoarcă inimile la Tine. În seara aceasta, Doamne, poate că vrei să aduci o strigare, Doamne, poate că cauți pe cel rătăcit, Doamne, în seara aceasta, Tu te rog să-i vorbești, Doamne, pe nume, Doamne Dumnezeule. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu care ai putere, care e sfânt în vecii vecilor, Doamne, și nimic nu se atinge de noi, Doamne, că Tu lucrezi cu putere, Doamne, în orice, Doamne, suflet, în dreptul oricăruia, Doamne, care ar fi în locul acesta, ești Cel care, Doamne, vindeci, aduce liberare, care ai putere, Doamne. Amin. Așa cum sunt în timpul acesta aici cu voi și cu fratele Stelian, pentru noi este o bucurie că putem să fim împreună după atâta timp și vrem ca seara aceasta Duhul Domnului să vorbească. Frate Stelian, știu că ai pregătit un cuvânt, un îndemn. Voi avea și eu un îndemn în seara aceasta și fie ca seara aceasta să fie Domnul prezent, Domnul să lucreze, El să se atingă de orice suflet care este în locul acesta, iar noi, dragi frate și surori, ne vom ruga pentru dumneavoastră în seara aceasta. Amin. Și eu și fratele Stelian și împreună cu voi, noi unii cu alții, ca Dumnezeu să se atingă de probleme, de bolile noastre, de noi și de creștetul nostru, în seara aceasta să fie un răspuns pentru noi. Amin. Amin, amin. Da, dragi frați și surori, încă o dată vă spun pace sfântă la toți care ați intrat după. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Această seară sunt aici împreună cu fratele Adrian, în studioul Psalmi. Și de aici vă spunem la toți ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă dea pace, putere, biruință în toate luptele voastre, în tot ceea ce va veni peste voi. Să nu uităm că trăim vremurile din urmă în care noi ca biserică, că suntem o biserică, trebuie să ne rugăm, să ne unim în rugăciune. Și acest lucru îl putem face dacă, și spun încă o dată dacă, cu adevărat îl iubim pe Iisus. Dacă îl iubim pe Iisus, atunci dragostea Lui a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și atunci, dragi frați și surori, trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Am un cuvânt minunat din Faptele Apostolilor în care vedem că biserica se roagă pentru cineva anume. Și atunci când biserica se roagă pentru cineva anume, dragi frați și surori, Dumnezeu lucrează. Pentru că nu se roagă un om, ci se roagă o biserică. Noi în această seară suntem 101 persoane împreună, deci suntem o biserică, dragi frați și surori. Deci vrem că în această seară să ne rugăm pentru o cauză. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Ca Domnul să ne dea putere să stăm înaintea Lui drepți, în picioare, pentru că El va veni curând. Și vreau ca să citesc din Fapte, capitolul 12, doar câteva versete, despre Apostolul Petru. Și biserica spune, cuvântul spune, mă scuzați, în versetul 5, deci Petru era păzit în temniță, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l învățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul l-a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încinge-te
leagă-ți încălțămintele. Și l-a făcut așa, îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta din fier, care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul l-a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați la oaltă și se rugau. A bătut la ușă, care dădea în privor, și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste ca Petru să stea înaintea porții. Ești nebun, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă băteau mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut un semn cu mâna să tacă. Le-a istorisit cum îl scosese Dumnezeu din Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților. Apoi a ieșit, s-a dus în alt loc. Amin. Un cuvânt minunat în această seară. Vorbeam despre unitate. Unitatea în rugăciune. Unitatea în probleme. Acest cuvânt, unitate, dragi frați și surori, este un cuvânt foarte mare. Atunci când cineva este în problemă, într-un necaz, trebuie să fim cu el, să simțim cu el, să plângem cu el, să suferim cu el, să râdem cu el. Asta înseamnă unitate. Biserica, vedem că aici Petru era în temniță. A doua zi urma să fie înfățișat judecătorului. Dar Dumnezeu, datorită faptului că biserica se ruga, a trimis un înger să-l scoale pe Petru. Și vedem că acest înger a venit la Petru. Îl trezește. Dar vreau să vă întreb în această seară, dacă biserica care se ruga pentru Petru, frații și surorile care erau acolo așa în casa lui Ioan, zis și Marcu, nu credeau cu adevărat că Dumnezeu poate să facă acest lucru, credeți că îngerul cobora din cer? Credeți că Dumnezeu cobora, îl trimitea pe înger ca să-l elibereze pe Petru? Eu vă spun că nu. Pentru că Dumnezeu lucrează acolo unde este credință. Dumnezeu vrea ca noi să avem credință, să credem. Mai ales, dragi fraților, trăim în aceste timpuri în care trebuie să credem în Dumnezeu mai mult, mai mult decât nici ca până acum. Acești oameni se rugau pentru el. Biserica întreagă se ruga pentru Petru. Și Dumnezeu face o minune. Trimite un înger. Și auziți ce spune aici așa. Îmbracă-te în haină și vină după mine. După ce apare îngerul în acea celulă, îi cade lanțul de pe mâini, îi spune, îmbracă-te și hai după mine. Petru mi se părea că doarme sau că visează, dar era real. Și vreau să spun în această seară, vreau să spun un lucru. Îngerul îi spune, îmbracă-te și hai după mine. Vreau să spun în această seară că Dumnezeu îți spune, roagă-te, roagă-te pentru cel de lângă tine, roagă-te. Roagă-te și vei vedea puterea lui Dumnezeu în această seară. Vei vedea cum Dumnezeu se va atinge de cel pentru care tu te rogi. De ce? Pentru că este putere. Vreau să fac o mică paranteză. Eu ce-mi de aminte de Pavel și cu Sila, erau îmbutuci și lanțuri în temniță. La ora 12 din noapte,
Ei cântau cântări de laudă către Dumnezeu, se rugau. Toți care erau acolo și aia ascultau pe Pavel și pe Sila, în loc să se vaite, în loc să plângă, ei cântau cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu. I-a fost ascultată rugăciunea lui Pavel atunci a lui Sila. Spune că i-au căzut lanțurile. I-a eliberat Dumnezeu în acea seară. Dar mai presus de toate, în acea seară Dumnezeu a adus la mântuire încă un suflet și familia lui pe acel temnicer, care în acea noapte l-a primit pe Iisus. Vedeți ce face rugăciunea cu credință? Mântuiește pe cel de lângă tine. Atunci când tu te roși cu credință, aduci mântuire, aduci viață, aduci vindecare în aproapele tău. Cel mai frumos lucru este să ne rugăm pentru cei de lângă noi. Atunci când stăm în rugăciune toți uniți, și în această seară vreau să ne rugăm cu toții, sunt mai multe motive, dar vreau pentru două, trei motive speciale în această seară să ne rugăm. Să ne rugăm primul pentru noi, pentru inima noastră. Vreau să spun că eu știu, fiecare dintre noi ne luptăm cu anumite lucruri. Avem probleme, avem încercări. Diavolul vine, nu stă. Diavolul bate la ușă, diavolul tot timpul iese la arat, așa spune Biblia. A ieșit la arat să are. Vrea să arunce o sămânță în inima noastră, diavolul, ca să poată să o crească, ca să poată ca viața noastră să se întoarcă înapoi în trecut. Dar vreau să vă spun că n-are să poată dacă noi suntem ai Domnului. Primul motiv pentru noi, pentru inima noastră. Al doilea motiv, vreau să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, care sunt în suferință. Și al treilea, să ne rugăm pentru cei care sunt nemântuiți. În special pentru familiile noastre, pentru copii, pentru frați, pentru părinți, pentru care sunt încă acolo în lumea lor, în această lume în care le plac plăcerile, poftele, nu vor să se întoarcă înapoi pentru că sunt prea tânăr. Alții spune, păi sunt prea bătrân să mai fac lucrul ăsta, ce mai trebuie mie acum la vârsta asta? Dar vreau să spun, uite, să ne rugăm pentru ei cu credință. Și dacă ne vom ruga cu credință pentru ei, veți vedea ce se va întâmpla. Pleacă Pavel în temniță. Ajunge la acea casă în care erau împreună frații, se rugau. Cuvântul spune că a început să bată la ușă și vine slujnica și, cunoscându-i glasul, în loc să-i deschidă, s-a întors înapoi. Păi, dragii mei, este clar că atunci când Dumnezeu face o minune, nu-ți vine să crezi, rămâi impresionat, rămâi blocat. Această slujnică se ruga împreună cu biserica ca Dumnezeu să-l scoată din închisoare. Și l-aude că bate la ușă și îi recunoaște glasul. Când deschid cei dinăuntru și-l văd, rămân blocați. Dar la început n-au vrut să creadă că el este nou, că este îngerul lui. Dar Petru era în fața ușii. Dumnezeu a rezolvat problema în acea seară. N-ai vrea ca în această seară Dumnezeu să rezolve și problema ta? Să asculte rugăciunea care tu o înalți? N-ai vrea ca Dumnezeu în această seară să se atingă de tine că ești bolnav sau bolnavă? N-ai vrea să vezi că de mâine copilul tău, fratele tău, începe să-l caute, să spună întrebări despre Dumnezeu? N-ai vrea să vezi prietenii că sunt interesați de schimbarea ta care Dumnezeu a făcut-o în viața și în mintea ta? N-ai vrea să vezi toate aceste lucruri în care să poată să-L vadă pe Iisus Hristos în tine? Trebuie să ne rugăm.
trebuie să ne rugăm. Eu cred că biserica care s-a rugat pentru Petru, nicio clipă nu s-a îndoit că Dumnezeu va face acest lucru, că Dumnezeu îl va elibera pe Petru. Au crezut tot timpul că dacă înalți o rugăciune în comun, o rugăciune în unitate, și vedeți, rugăciunea când este în unitate, în comun și pentru un singur scop, Dumnezeu lucrează. De ce spune cuvântul că unde sunt doi sau trei adunați, Iisus Hristos este prezent în mijlocul lor? Dar când suntem 100 și cerem un lucru care este pe voia Lui, Dumnezeu e de rând să spună un cuvânt sau să îndrepte un deget sau să-și arunce privirea către lucrul cerut și lucrurile se schimbă. Ce minunat este că ne rugăm și vedem că vine răspunsul. Că dacă nu vine instant, nu te dezamăgi. Dacă nu vine mâine, stai liniștit. Dumnezeu are timpul Lui. Dumnezeu vrea să ne și încerce credința, răbdarea. Vrea să vadă până când putem merge, cât de departe putem merge cu așteptarea. Cuvântul spune că Avram a așteptat 25 de ani să-i se nască Isaac. Și noi cât vrem să așteptăm? Vrem să vină cuvântul instant? Vrem să vină într-o dată așa, să pornim din degete, să întâmple minunea? Nu se poate tot timpul. Dumnezeu vrea un lucru de la noi, de la mine și de la tine. Vrea credință. Cuvântul spune că atunci când ceri un lucru, să și crezi că l-ai și primit. Când te rogi pentru ceva, crede că Dumnezeu va interveni. Așteaptă în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Biserica se ruga. Biserica se ruga. Și Dumnezeu a lucrat. N-ai vrea să te bucuri că mâine slăbesc pe fiul tău sau pe fiica ta, că te întreabă: mamă, tată, poți să vii și la biserică? N-ai vrea să vezi că spune: dă-mi și mie o Biblie, că vreau să citesc și vreau să văd și eu ce te-a schimbat pe tine așa. Să auzi pe fratele tău, pe sora ta, pe părintele tău, că vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, datorită faptului că tu l-ai primit pe Hristos în viața ta și că tu trăiești după cum spune Hristos. Este încă un lucru important. Nu vorbele ne caracterizează pe noi, ci faptele arată că Hristos trăiește în noi. De vorbit vorbim cu toții, de cântat cântăm cu toții, dar este important ce facem. Este important ca Hristos să se vadă în noi. Dacă nu se vede Hristos în noi, degeaba ne rugăm. Degeaba ne prezentăm îmbrăcați frumoși duminică la biserică. Degeaba pretindem că suntem pocăiți dacă faptele și mărturia vieții noastre este alta. Deci, dragii mei, haideți ca Dumnezeu să lucreze cu putere în viețile noastre. Ca să putem aduce pe cineva la Hristos, trebuie să se vadă întâi în viața noastră că Hristos trăiește. Vrei ca Hristos să se vadă în tine? Caută-L din toată inima. Caută-L că El se va lăsa găsit de tine. Dacă încă nu ți-ai pus viața în regulă cu Dumnezeu, dacă încă nu ești cu Dumnezeu așa cum trebuie, pune-te în regulă cu Dumnezeu. Caută să fii în regulă cu El. Nu mai sta așa cum ești și te ruga. Primul lucru ca Dumnezeu să lucreze, trebuie să te pui în regulă cu El. Trebuie să te uiți la viața ta, să vezi cum ești. Și după Dumnezeu, Dumnezeu va lucra. De mult mi-am pus întrebarea și l-am întrebat pe Dumnezeu: Doamne, așa cum sunt eu, îți plac ție? Ce fac eu în fiecare zi e pe placul tău?
De multe ori Duhul Sfânt m-a mustrat, mi-a vorbit. Trebuie să mai lucrezi acolo, trebuie să lași aia, să lași aia. Dar trebuie să-ți dorești. Vrei o schimbare? Dorește-ți ca Dumnezeu să te schimbe. Orice-ți dorești, Dumnezeu lucrează. Dar să fii pe placul Lui. Nu-i mai cere bani. Ascultă-mă această seară. Nu-i mai cere avuții sau o casă nouă. Cere-i prima dată Domnului. Vindecă-mi inima. Cere-i Domnului să-ți vindece inima. Și Domnul va lucra. Primul dar care Dumnezeu îl pune noi când ne întoarcem este credința. Începem să credem, nu în tradiții, nu în obiceiuri cum eram odată, ci să credem în El că este viu. Să credem în El că El a murit pentru noi. Este primul dar care Dumnezeu îl pune, credința. Credința. Doamne, mărește-ne credința. Doamne, ajută-ne să putem să credem mai mult. Doamne, te rog, mărește-ne credința ca să putem avea parte de viața veșnică. Crede. Cuvântul spune că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Poate spui că n-ai, nu ești în stare, poate spui că n-ai pe nimeni care să te ajute. Lasă-ne un mesaj, ne vom ruga pentru tine. Dacă acolo unde ești, n-ai o biserică, rămâi cu noi. Noi suntem aici, ne rugăm pentru tine. Dar mai presus de toate, vreau să spun că Iisus e cu tine. Oriunde vei fi tu, nu e singur sau singură, Iisus e cu tine. Atât timp cât tu ți-ai predat viața în mâna Lui, atât timp cât tu ai vrut și vrei ca El să fie Domnul tău și Mântuitorul tău, El este cu tine. Nu contează în ce parte ești. Chiar dacă ești în probleme, în suferințe, El este acolo. În această seară, dacă ești în starea aceasta, strigă către Dumnezeu cu mine în rugăciune și vei vedea că Dumnezeu va coborâ acolo lângă tine. Fă un lucru. Invită-L pe Iisus Hristos lângă tine în această seară. Cheamă-L. Doamne, hai lângă mine, te rog. Vreau să simt prezența Ta în această seară. Și Dumnezeu va veni. Dacă ești în suferință, dacă ești bolnav, la cine strigi? Cât de rău ar fi omul în boală, în suferință, îl strigă pe Dumnezeu și îi cere milă. Dar tu că ai acceptat să fii copilul lui Dumnezeu, ai primit acest drept, ai mai mult din partea lui Dumnezeu. Ai mai mult. Îndrăznește. Îndrăznește în această seară. Ușa Harului se deschisă. Domnul încă mai vrea să mai te întorci cu toată inima. Nu mai lăsa răutatea, nu mai lăsa lumea să intre în viața ta. Ajunge. În mâna Domnului stă viața și moartea. Secunda următoare nu e noastră. Haideți să plecăm de pe acest pământ mântuiți, nu ne mântuiți. Haideți să plecăm cu Iisus când vom pleca de pe acest pământ. Să fim împăcați cu Dumnezeu. Amin. Să nu plecăm fără Dumnezeu. Amin. Trebuie să facem acest lucru. La această seară te provoc să renunți la bagajele care le mai porți. Renunță în această seară la invidie, la minciună, la ură, la țigare, la alcool. Renunță în această seară. Ia o decizie. Ia o decizie în această seară.
promite-i Domnului, nu mie, lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă întorc cu adevărat la Tine. Doamne, m-am săturat de viața care o duc. Doamne, vreau să fac ceva pentru împărăția Ta. Ajută-mă și dă-mi putere. Și Dumnezeu va lucra. Deci, primul punct, primul îndemn, să ne rugăm pentru inima noastră. Nu trupul contează la Dumnezeu, ci inima. Inima noastră. Aia vrea Dumnezeu. Chiar dacă inima ta e plină de probleme în această seară, vreau să te rog să faci un lucru, să te liniștești. Eliberează-ți gândurile. Oprește-te. Stai jos. Eliberează-te de tot ce te gândești, la ce te gândești tu, la griji, la probleme. Pentru o clipă, las-le deoparte. Și fă-i loc lui Dumnezeu să intre. Pentru că ai închis toate ușile și Dumnezeu nu mai poate să intre în viața ta din cauza la problemele care le ai. Te-ai închis în tine. Nu știu de ce în această seară Dumnezeu a schimbat acest mesaj. Dar știu că Dumnezeu vorbește cuiva în această seară. Nu te mai închide în tine. Nu te mai ascunde. Hai în fața lui Dumnezeu așa cum ești. Acolo în cămăruța ta poți să fii tu, doar tu și El. Poți să-i mărturisești toate problemele tale. De aceea în această seară fă acest lucru. Eliberează-te pentru un moment. Liniștește-te. Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Dumnezeu vrea să vină la tine. Și întrebarea pentru tine este, îl primești azi pe Dumnezeu în viața ta? Gândește-te la acest lucru. Vei pleca la cer mântuit, mântuită. Vei pleca în păcat. Vei ști unde mergi. Dacă te întreabă cineva, vei ști unde mergi când vei muri? Mă duc la Iisus. Dar dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, unde mergi? Unde mergi? Nu-i de ajuns oare că chinui o viață pe acest pământ? Mai chinuim și în veșnicie? Pentru ce? Pentru o plăcere, pentru o poftă, pentru o țigare, pentru un alcool? Pentru ce? Atât preț are Iisus pentru tine? O țigare? Un pahar de alcool? O minciună? O bârfă? Hai în această seară. Este seara în care trebuie să iei o decizie, să schimbi viața ta. Schimbă cursul vieții tale, acceptându-L pe Iisus cu adevărat. Și ceri Domnului, Doamne, curăță-mi inima de tot ce am. Tot ce facem pe acest pământ, toate plăcerile astea sunt plăceri de o clipă. Nu vedeți că fumezi o țigară și în 2 minute nu mai ai, că se arde. Îți iei o sticlă de bere și în 5 minute ai băut-o dus. Dar când te întâlnești cu Iisus și intră în viața ta, rămâne veșnic. Și bucuria ta va fi că într-o zi te va lua în brațe. Te va lua în brațe. Și ce minunat să știi că Iisus Hristos te ia în brațul Său. Așa cum v-am spus, dragii mei, în această seară vrem să ne rugăm pentru aceste 3 lucruri. Inima noastră,
credință și pentru cei nemântuiți. Și dacă în această seară ești pentru prima dată aici cu noi, te rog să faci un lucru. Te rog să îți deschizi inima. Iisus vrea să-ți vorbească. Îți va vorbi prin rugăciune în această seară. Fratele Adrian va avea și el un îndemn, Domnul vorbi și prin el, prin gura lui. Dar deschideți inima. Nu mai avea inima împietrită. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze viața ta. De aceea, dragi frați și surori, aș vrea ca în această seară să ne rugăm. Să ne rugăm pentru aceste lucruri. Noi suntem aici. Ceea ce putem face pentru voi, facem cu drag. Dar un lucru îl facem sigur, ne rugăm pentru voi. La asta ne-a chemat Iisus, pe mine și pe fratele Adrian, să mijlocim pentru voi. Asta e lucrarea care El a pus în inima noastră. Să mijlocim pentru poporul Lui. Noi ne rugăm și Dumnezeu lucrează. Nu eu sau Adrian avem vreo putere, ci Iisus Hristos lucrează. Noi doar mijlocim pentru voi. De aceea, frate Adrian, dacă vrei să facem prima rugăciune, ne vom ruga în seara aceasta, așa cum zicea fratele Stelian. Vom face o rugăciune în care să aducem cauze, probleme. Apoi din nou vom avea un îndemn și undeva la ora 1 vom încheia în seara aceasta. Doresc, dragi frați și surori, ca noi să ne întoarcem inima către Domnul Iisus Hristos. Iar în timpul acesta, frate Stelian, aș dori să citești câteva din cauzele care sunt. Apoi vom continua împreună seara aceasta și ne vom ruga și în a doua tură, tot pentru cauze. Și de două ori, dacă trebuie, ca Domnul Iisus să se atingă în seara aceasta. Amin. Amin. Am câteva cauze aici pe ce ați postat dumneavoastră, frați și surori. Stella Magadan ne roagă, rugați-vă pentru copiii mei, care este cazuri pentru nepoți. Ne vom ruga pentru acest lucru. A început să șteargă mesajele. Deja. Și pentru tine, sora Lenuța, de la Făgăraș, sora mea din biserică, ne vom ruga și pentru tine ca Domnul să-ți dea putere în continuare și să te vindece, soră. Marin, Roxy, Olga, ne rogă să vă rugați pentru familia mea și copiii mei. Iisus se aducă la pocăință să-i mântuiască. Amin, amin, amin. Haleluia. Haleluia. Marcela Pârnău, aduc familia mea și copiii mei înaintea Domnului pentru mântuirea sufletească și trupească și ființa mea. Amin. Doamne, lucrează. Jenny Moldovan, rugați-vă și pentru mine ca Domnul să-mi mărească credința, să pot face legământ cu Domnul Iisus. Amin, soră. Deschideți inima cu adevărat Domnului și Domnul va lucra cu putere în inima ta. Boghici Lorena, Loredana, rugați-vă pentru familia mea.
Aleluia. Genii moldovan și pentru familia mea, pentru mântuire. Antonin Sirica, pentru mine, frate Stelian, și pentru fata mea, Patricia, probleme în familie. Domnul să intervină, soră Rica, în problema care tu știi și Domnul știe. Ne rugăm, strălunță, și pentru tine. Trăim, Mariana, amintiți-vă, vă rog, și pentru soțul meu și Robert, fratele meu, să fie liberat de alcool. Doamne, întinde-ți mâna și peste ei, eliberează-i. Amin. Irina Cataragă, pentru familia mea și copiii mei, Domnul să aibă milă. Voichița Neșu, și pentru familia mea și pentru mine. Amin. Maria Stoica, pacea Domnului Iisus, frații mei, aduc înaintea Domnului cauza mea și familia mea pentru mântuire. Te rog, Doamne, lucrează și în dreptul acestei familii. Amin. Aleluia. Vedeți, dragi frate și sori, câte probleme și câte cauze sunt. Pentru acest lucru vrem să ne unim în rugăciune. Vrem să ne rugăm cu adevărat, cu credință. Și Domnul va lucra după credința noastră. Dacă ai credință această seară, roagă-te împreună cu noi, cu credință, și Domnul va interveni. Reina Rebecca Doringer, vă rog pentru sănătatea mea, pentru băiețelul meu și pentru soțul să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul Iisus. Amin. Sora Mihaela, și pentru mine, frații mei și familia mea. Claudia Grancea, te rog, frate Stelian, rogă-te și pentru familia mea. Eu mă rog pentru voi, frații mei, ca Dumnezeu să vă dea putere. Amin. Amin. Valentina Lădaru, pentru Diana, pentru eliberare și restaurare și mântuire. Amin. Amin. Ne rugăm. Irina Alexia Taramboacă, rugați-vă și pentru soțul meu să vină la mântuire. Amin, Doamne. Vom începe să ne rugăm, dragi frați și surori. Ai mai tu cauze? Pe... Să mai... mă uit și eu să văd. Uite, Doru... Cum mai sunt... Doru Ionel ne roagă. Frate Adrian, aduc și eu familia mea înaintea Domnului și cer putința Domnului asupra cortului meu. Domnul să vă binecuvinteze pentru tot ce faceți. Amin. 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 Domnul Iisus să-L binecuvinteze și pe dumnealui în seara aceasta acolo unde este. Și mai stăm un pic să mai citim câteva cauze. Seara aceasta nu o să încheiem chiar așa de repede. Vom dormi și ne vom odihni. Mâine o să începem din nou cu alte probleme, cu alte treabă. Amin, amin. Dar seara aceasta să fie o seară în care să facem lucrarea aceasta din toată inima și să binecuvântăm pe Dumnezeu și să ne rugăm pentru frații noștri care sunt cu noi, pentru că timpul acesta ne scrie așa, timpul acesta, Lenuța Dobrescu ne scrie: vă rog să vă rugați pentru nepoții mei Adelin și David, ca Domnul să-i cerceteze și să-i întoarcă la el. Amin, amin. Amin. Vreau să merg în continuare, frate Stelian. Eu o să merg pe WhatsApp, cred că sunt cauze și pe WhatsApp. Eu mai citesc de aici atunci. Faramita Nicoleta: amin, vă rog să vă rugați, frate, să te rogi și pentru nepotul meu Rafael. Ramona Marsilia, rugați-vă și pentru mine. Gabriela Stan, vă rog să ne rugăm și pentru Denis, probleme cu ochii. Doamne, atinge-te de ochii lui. Victoria Canjeu, rugați-vă și pentru nepotul meu Benjamin, este în spital, acum are 19 luni. Doamne, atinge-te de el, Doamne, și adu-l acasă la familia lui. Aleluia, Iisus. Ne spune Natalia Duca: vă rog în numele Domnului să vă rugați în continuare pentru cauzele care le aduc înaintea Domnului. Domnul să vă binecuvânteze și să vă răsplătească.
Ne rugăm pentru ginerile acestei surori, ca Domnul să-l vindece. Marincaș, sora Marincaș ne spune: pace, vă rog să vă rugați pentru nepotul meu David, bolnav de autism, pentru copiii mei Cătălin și Mateo, pentru soțul și pentru mine, mulțumesc, fiți binecuvântați. Amin, amin. Violeta ne spune: vă rog în numele Domnului să vă rugați și pentru mine, am chisturi la rinic și pentru familia mea, vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră acolo unde sunteți. Albert ne spune: pace, vreau să aduc în brațele Domnului Iisus Hristos pe sora Cristina să se atingă de coloana ei, să dilueze acea tumoare. Domnul Iisus să se îndure. Amin. Amin, amin. Ne spune și Ani: vă rog să vă rugați pentru mântuirea familiei mele. Domnul Iisus să se atingă de familia dumneavoastră. Amin. Amin. Vali Valeria spune: vă rog în numele Domnului Iisus Hristos să vă rugați pentru mine și familia mea. Vă mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze. Fiți binecuvântată acolo unde sunteți. Vali Valeria. Vă rog pentru Daniel, fiul meu, pentru eliberare de vicii. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răspătească. Și pentru Ramona, are mari dureri de cap. Amin. Amin. Domnul Iisus să se îndure. Vă rog mult să vă rugați și pentru nepotul meu, Rafael, are 7 anișori, este bolnav de autism. Domnul Iisus să se îndure în seara aceasta și de nepotul dumneavoastră. Amin. Amin, amin. Daniel amin. Spune, Domnul să lucreze asupra fiului dumneavoastră, spune probabil de mai sus. Trei Mariana spune, amintiți familia mea înaintea lui Dumnezeu, Domnul să vă binecuvinteze, sora Mariana. Gina Vancea spune, vă rog să rugați pentru fata mea Dora, care este bolnavă. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvinteze acolo unde sunteți. Ancuța Sorina, rog să vă rugați ca Domnul să mă vindece în totalitate, ca Domnul să intre cu mântuire în cortul meu. Vă mulțumesc, Domnul să vă răsplătească. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, sora Ancuța. Amin, Sorina, amin. Acolo unde sunteți în Germania, pe dumneavoastră, pe soțul, pe copii, Domnul să se atingă de copiii dumneavoastră și de sănătatea dumneavoastră, fiți binecuvântată. Veronica spune, pacea Domnului, sunt Veronica, vă rog să mă aduceți în rugăciune ca Domnul să-mi dea vindecare. Amin. Avem aici, dragi frați, scris un lucru tare minunat. Daniela Piu mi-a rugat pentru nepoțelul ei și ea ne spune așa: frați scumpi, nepotul pentru care v-ați rugat, Domnul s-a atins de el chiar atunci. Acum e bine. Vă mulțumesc, Domnul Iisus vă răsplătească. Deci încă o confirmare că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează atunci când este credință și ne rugăm cu putere. Mai sunt câteva cauze aici, frate Adrian, care au apărut după. Interesant, pot să spun că Domnul, dintr-o loc atât de mic, a făcut lucruri atât de mari și... Amin, amin. Îi mulțumim că prin faptul acesta am putut mereu să ne rugăm pentru cei care au avut nevoie. Vedeți, studioul acesta poate că de multe ori nu l-ați văzut așa în totalitate. Astăzi seara am dat așa imagini roată prin camerele care sunt aici. Și pentru că tot transmiteam online, mă vedeați doar pe mine. Și așa o bucățică din partea asta, dar în seara aceasta puteți să vedeți că dintr-un loc atât de mic, Domnul a făcut lucruri atât de mari. Sute de mii de persoane, pot să spun, mii de frați și de surori au fost întăriți, ridicați și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că întotdeauna El a lucrat în lucrarea aceasta și am văzut mâna Domnului. Ar vrea să intrăm în rugăciune, frate Stelian, mai da. Avem a doua tură apoi de când vom lua din nou pentru cei bolnavi și
ne vom, vom face apoi din nou o rugăciune și seara aceasta să Domnul să, să lucreze, Domnul să se atingă. Amin, amin, amin. Așa cum am spus, dragi frați și surori, să ne rugăm pentru, vedeți, atâtea probleme sunt în această lume. Noi nu le știm pe toate. Domnul Iisus le știe, să știți acest lucru, să fiți siguri. Dar Domnul vrea ca să le aducem înaintea Lui, să ne rugăm pentru ele. Domnul vrea ca să recunoaștem că din mâna Lui avem toate lucrurile și că El are ultimul cuvânt. În această seară ne vom ruga ca Domnul să se atingă cu putere. Noi ne vom ruga aici, eu cu fratele Adrian. Vă rog voi să vă rugați acasă cu la voi. Dar rugați-vă cu putere, cu credință. Intrăm în rugăciune. Tată din ceruri, slăvit să fie numele Tău, Doamne. În această seară, Doamne, cuvântul Tău, Tată din ceruri, spune că atunci ne sunt, acolo unde sunt adunați doi sau trei, Tu ești prezent în mijlocul lor. Doamne, suntem 122 de suflete. E biserica Ta, Iisuse, Domnul meu. Această seară, biserica Ta, Doamne, vrea să intre în rugăciune, să Te strige, Doamne, să Te strige cu putere, să Te strige cu inima. Amin, amin. Haideți să strigăm cu inima noastră, dragi frați și surori. Amin. Să nu mai strigăm doar de la gură și să nu credem. Haideți să strigăm cu inima la Dumnezeu. Amin. Și, Doamne, în această seară, vin înaintea Ta. Vin înaintea Ta, Doamne, cu inimile noastre, Doamne. Te rog pentru început, Tată din ceruri, să încep să cureți inima noastră. Amin, amin. Doamne, ajută-ne să nu mai avem inima împărțită. Ajută-ne, Doamne, Tată din ceruri, să Te iubim doar pe Tine. Amin. Ajută-ne, Doamne, să nu mai iubim lucrurile din lume, Doamne. Amin. Ajută-ne, Doamne, să vedem doar ceea ce Tu vrei să vezi, să vedem. Să iubim doar ceea ce Tu vrei să iubim, Doamne. Tu ai spus să iubiți unii pe alții așa cum am iubit Eu. Ajută-ne, Doamne, să ne iubim unii pe alții. Amin. Amin. În această seară, Tată din ceruri, vine înaintea Ta, Doamne, să Te rog ca Tu să ne mărești credința, Doamne. Doamne, din câte s-au întâmplat, Doamne, parcă nu mai avem credință. Parcă nu mai avem credință, Doamne. Dar în această seară Te rugăm, mărește-ne credința, Doamne. Amin. Doamne, Tu ai spus că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. În această seară, Doamne, Tată din ceruri, vrem să Te rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Am auzit aceste cauze, Doamne, le-am citit, Tu le știi. Tu le știi, Doamne, Tată. Știi pe fiecare în parte care suferă, știi pe fiecare în parte care este căzut, știi pe fiecare în parte, Doamne, Tată din ceruri, care s-a îndepărtat de Tine, știi pe fiecare în parte care L-au părăsit prietenii, știi pe fiecare în parte care este acolo ținut într-un pat, Doamne, care este, Doamne, Tată, într-un scaun cu rotile, care este bolnav de COVID sau de diabet sau de cancer, Doamne, Tu cunoști pe toți în această seară, Doamne, pentru că toate lucrurile sunt, Doamne, Tată, înaintea Ta, că Tu le vezi, Doamne. Nimic nu poate să stea ascuns de Tine, Doamne. De aceea, Iisuse, Domnul meu, în această seară Te rog, oprește-Te, Doamne, în dreptul lor. Au nevoie de Tine și avem nevoie de Tine, Doamne. Doamne, Tată din ceruri, Te rog, întinde-Ți mâna. Întinde-Ți mâna, Doamne. Întinde-Ți mâna, Doamne, peste fiecare bolnav în această seară, Doamne. Peste fiecare suflet nemântuit, Doamne, în această seară Te rog să-Ți întinzi mâna în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne. Amin. Doamne, sunt încă mulți care nu Te cunosc pe Tine, Doamne.
Nu cunosc, Doamne, dragostea Ta. Nu cunosc, Doamne, bucuria Ta. Nu cunosc, Doamne, Tată din ceruri, prezența Ta. Dar în această seară Te rugăm, Doamne, descoperă-Te, Doamne. Descoperă-Te, Doamne, Tată din ceruri. Și, Doamne, amin. Te rog pentru cei care, Doamne, Tată, vor să facă legământ cu Tine, Doamne. Am auzit, Doamne, că scrise și aceste cauze, Doamne, în această seară, Doamne. Doamne, Tată din ceruri, dă-le putere. Dă-le putere să rămână în decizia care au luat-o, Doamne. Te rog, Doamne, pentru toți cei care, Doamne, vor să facă legământ cu Tine. Doamne, Te rog și pentru băiatul meu și nora mea, Doamne, care s-a hotărât, Doamne, să facă legământ cu Tine, să-și schimbe viața, Doamne. Te rog, Doamne, Tată din ceruri, să-l ții cu putere, să-l ții, Doamne, pe cale, să-i dai, Doamne, putere și biruință, Doamne. Și nu, amin, numai lui, Doamne, la toți cei care s-au hotărât și se hotărăsc, Doamne, să se întoarcă la Tine, Doamne. Te rog, Doamne, și pentru copiii fratelui Vicențu, Doamne, care la fel și ei, Doamne, au început să te cunoască, Doamne. Au început să vadă cât ești de bun, Doamne. Te rog, Doamne, Tată din ceruri, pentru toți care s-au întors cu fața către Tine în această seară. Amin. Dă-le putere, Doamne. Ești un Dumnezeu atât de bun, atât de mare. De aceea venim în această seară, Doamne, să strigăm la tronul Tău. Amin. Doamne, ai milă în această seară. Doamne, Tată din ceruri, dacă sunt suflete în această seară prezente cu noi, sunt aici împreună, suflete, Doamne, care sunt întristate în această seară, suflete, Doamne, care sunt căzute la pământ, suflete, Doamne, care sunt dezamăgiți, Doamne, Tată din ceruri, din cauza la frați, la prieteni, la soți, la soție, Doamne. În această seară venim să Te rugăm, Tată din cer, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, ridică aceste persoane, Doamne, mângâie aceste persoane, Doamne, încurajează-le, Doamne, ridică-le de acolo de jos, Doamne, și glorie-ți, pune-le, Doamne, din nou, Doamne, cu picioarele pe stâncă, Doamne. Amin, Iisuse. Cuvântul spune că atunci când strigă un nenorocit, Tu-l asculți, Doamne. Amin, Iisuse. Te rog, Tată din ceruri, ascultă rugăciunea lor, ascultă, Doamne, Tată, atunci când Te strigă. Poate nu mai au glas, Doamne, poate Te strigă de atâta timp și nu mai au glas să Te mai strige, Doamne, dar Tu poți să ridici, Doamne, în această seară, pentru că le cunoști inima, le cunoști viața, știi care este planul din partea Ta pentru ei. Și, Doamne, Te rog pentru toți cei care sunt plecați, Doamne, peste hotare, care nu sunt la noi în țară în această seară, mă rog pentru ei. Amin. Care n-au o biserică, Doamne, care n-au o părtășie cu frații, Doamne. Amin. Care n-au unde să se ducă să întâlnească cu Tine, Doamne. Te rog în această seară, coboară Tu acolo unde sunt ei, să simtă prezența Ta, să simtă că ești cu ei, să simtă că iubești, Doamne. Vorbește-le, Doamne. Doamne, Tu ești atât de minunat, Doamne. Cuvântul spune, unde ne putem ascunde de fața Ta? Nicăieri. Tu ești pretutindeni, Doamne. Dar știu că într-o zi, Doamne, Te vom revedea. Te vom revedea, Doamne, vei veni înapoi pe pământ să ne iei. Dar până atunci, Doamne, Te rog să lucrezi mai mult la inima noastră, să putem să lăsăm, Doamne, toate bagajele. Să vină în acea zi în care, Doamne, Tată din ceruri, nu mai avem nicio poftă, nicio plăcere, Doamne, nu mai ne uităm în stânga și în dreapta, nu mai poftim la nimic, ci, Doamne, un singur lucru să facem, să Te căutăm din toată inima. Ajută-ne, Doamne, să vii acea zi cât mai aproape și cât mai repede, Doamne. Te rugăm în această seară, Domnul meu, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, ascultă această rugăciune. Și, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat în această seară, Doamne, pentru că Tu tot timpul îți asculți copiii Tăi. Doamne, lasă în continuare peste ceea ce va veni din partea fratelui Adrian, care Tu, Doamne, Tată, i-ai pus pe inima lui. Doamne, vorbește în această seară. Atinge, Doamne, din nou sufletele noastre.
Ajută-ne, Doamne, să putem să stăm, Doamne, Tată din ceruri, înaintea Ta cu capul sus. Să Te așteptăm, Doamne, să dorim să Te vedem. Îți mulțumesc, Doamne. Lasă-Ți în continuare mâna peste toți cei care sunt prezenți cu noi, Doamne. Suntem, Tată din ceruri, 129 de suflete. Lasă mâna Ta peste fiecare în parte în această seară. Peste casele lor, peste familiile lor, Doamne. Te rog să le dai putere, sănătate, Doamne. Să Te atingi de ei, Doamne. Te rugăm în această seară. Oprește-Te în dreptul lor. Și cei care încă nu Te cunosc, Doamne, întâlnește-Te cu ei. Îți mulțumesc, Tată, din cer. Amin. Aleluia. Aleluia. Seara aceasta, dragi frați și surori, ne bucurăm să fim în timpul acesta în care simțim prezența Domnului, simțim că El este aproape de noi. Și vreau ca seara aceasta, așa cum suntem, dragi frați și surori, să fie o seară de bucurie pentru noi. Să fie o seară, dragi frați și surori, în care Domnul Iisus să ne răspundă. O seară în care El să se apropie de noi și știm că atunci când rugăciunea noastră este rostită din dragoste, El coboară în dreptul nostru. Să fim, dragi frați și surori, un glas din partea celui de sus pentru cei din jurul nostru. El, dragi frați și surori, ne poate ridica astăzi, ne poate întări, ne poate duce pe munți. Oricât de mare ar fi valea prin care treci, oricât de puternică ar fi ispita prin care treci, nu uita că El este Cel ce ți-a dat viață. El este Cel ce te-a scos din valea umbrei morții. Și seara aceasta, așa cum mi-a pus Domnul pe inimă de încă două seri și n-am ajuns încă să-L zic și aici pe live, în transmisiune directă, vreau să citesc din nou Ioan, dragi frați și surori, 13, de la Ioan 13 cu versetul 34. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta se vor cunoaște și prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Seara aceasta, așa ne spune Domnul, iubiți frați și surori, că noi vom putea fi biruitori atâta timp cât în noi va exista dragoste. Ne cheamă, dragi frați și surori, Domnul în seara aceasta să ne iubim. Ne cheamă Domnul în seara aceasta să avem dragoste unii pentru alții. Seara aceasta este o seară, drag frate și soră, o seară în care Domnul vrea să îți vorbească cu putere. O seară în care Domnul vrea să se atingă de tine și să crezi că El poate face lucrul acesta. Îmi transmitea Domnul din partea Duhului Sfânt, prin Duhul Sfânt îmi spunea, credința ta este măsura dragostei tale asupra celor din jur. Și am stat și m-am gândit, oare ce vrea Domnul să-mi zic în timpul zilei, prin faptul că credința mea, credința ta, este măsura dragostei tale asupra celor din jur. Și mi-am dat seama, dragi frați și surori, că un om care n-are credință nu poate să iubească. Credința, dragi frați și surori, te învață să iubești. Când crezi în cineva, când te încrezi în cineva, acea persoană nu poate fi oricine.
La fel, dragi frați și surori, așa stau lucrurile și în credința aceasta pe care noi o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Ca să căpătăm credința aceasta, am văzut câteva aspecte pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Am văzut lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Oare te-ai putea încrede, drag frate și soră, în doar așa să te încrezi, fără ca să vezi, să simți? În seara aceasta sunt aici și tot ce vedeți în lucrarea aceasta de 2 ani de zile, așa a făcut Domnul că ne-am întâlnit cam în perioada în când am început. Și Domnul ne-a legat la mare distanță pe mine și pe fratele Stelian prin lucrarea aceasta prin care El a făcut-o, dar credeți că ce ne-a unit pe noi? Ce ne-a ținut împreună pe mine și pe fratele Stelian la o distanță atât de mare în lucrarea aceasta? Dragostea de Hristos, dragi frați și surori. Când îl vezi pe Dumnezeu în viața ta, când îl vezi că El lucrează, tu nu te poți îndepărta de El. Așa este și cu mama ta, cu tatăl tău, când vezi că de mult bine ți-au făcut părinții tăi, tu nu poți să te îndepărtezi de ei. Dar omul, dragi frați și surori, care este plin de sine, cu o inimă neschimbată, cu o inimă rea, are puterea să se îndepărteze de părinți și de Dumnezeu. De aceea, dragi frați și surori, astăzi, așa cum suntem noi, să nu fim fii rătăcitori, risipitori. Și în seara aceasta să ne aducem aminte că în ograda Tatălui încă este belșug, încă este dragoste, încă este chemare. Și Domnul ne îndeamnă prin faptul acesta ca noi să ne întoarcem cu adevărat la El. Uitați-vă, dragi frați și surori, spune Domnul, Domnul va lucra în viața ta în funcție de dragostea ta. Ce așteaptă Domnul de la tine? Să vadă în viața ta dragoste. Să vadă în viața ta motiv. De ce să lucrez eu în viața copilului meu? În primul rând spune Domnul că sunt tatăl tău care te-am creat, care am dat pe singurul meu fiu ca să moară pentru tine, pentru păcatele tale și pentru păcatele mele, pentru păcatele fratelui Stelian. Și în seara aceasta, Domnul vrea să se atingă de tine, dar vrea să vadă că în inima ta există dragoste. Nu poți avea dragoste pentru Hristos dacă, drag frate și soră, nu ai mai întâi dragoste pentru cei din jurul tău. Nu poți să-i declari Domnului că ai dragoste când tu încalci porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că lucrul care este spus în cuvântul acesta în Ioan, în 13:34, spune, vă dau o poruncă. Este poruncă. Porunca Domnului Iisus, dragi frați și surori, care spune după aceea, după eu și Tatăl una suntem, este porunca lui Dumnezeu. Și această poruncă nu poate fi încălcată. Porunca, drag frate și soră, te îndeamnă la dragoste. Ce face această dragoste, drag frate și soră? Te vindecă. În seara aceasta, oriunde ai fi, în orice loc ai fi,
Eu cred că puterea Domnului este pretutindeni când accepți oferta lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, așa cum ești, oriunde ai fi, Domnul te cheamă să te întorci la El. Acceptă oferta pe care Domnul ți-o face. Acceptă oferta pe care Domnul astăzi seară ți-o pune înaintea ta. Vreau, dragi frați și surori, ca noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, să ne întoarcem către Domnul. Știu, dragi frați și surori, că multe din îndemnele pe care le-am avut în timp de acești 2 ani a fost Domnul acolo, prezent. Nu sunt eu, ci este Domnul prezent. Suntem aici, dragi frați și surori, nu să vorbim despre noi. Nu să arătăm studioul acesta, nu să ne arătăm pe noi, nu contează și nu sunt tricourile acestea, ci este Domnul care trebuie să fie proslăvit. Ce ne-a adunat pe noi? Dragostea. Ce ne-a făcut să rămânem împreună în lucrarea aceasta? Dragostea de Hristos. Drag frate și soră, ori la ce distanță în lumea aceasta ai fi, oriunde ai fi, în orice loc, dragostea în viața ta îți aduce vindecare. Alege în seara aceasta să te vindeci, pentru că așa spune Domnul, momentul acesta în care tu îți vei vindeca rana vieții tale, rana inimii tale, purtând fel și fel de lupte cu tine. Pentru că, dragi frați și surori, atunci când mă rog lui Dumnezeu, îi transmit unele lucruri, comunic cu Dumnezeul meu. Și în seara aceasta cred că noi trebuie să comunicăm în rugăciunile noastre cu Domnul și cu Domnul nostru. Iisus Hristos ne spunea, atunci când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe. Pentru că Iisus Hristos ne așteaptă nu să-i spunem poeme, ci să-i spunem starea inimii noastre. Contează mai mult decât să-i spui Domnului poeme și tot felul de lucruri ca pe o poezie. Contează să-ți deschizi inima, contează să vorbești cu El, El așteaptă să vadă ce se întâmplă în interiorul tău. Atât este de important Duhul tău pe care Domnul ți l-a insuflat ție ca dar pentru viața aceasta, încât El nu-și ia ochii de la tine. În seara aceasta, gândește-te, gândiți-vă la ce v-am spus. Atât de importantă este viața, este Duhul pe care Domnul l-a insuflat, repet, în tine, în oricare ai fi în locul acela, fapt prin care Domnul nu-și va lua ochii de pe tine. Sufletul tău, drag frate, inima ta este mai importantă decât orice jertfă. Pe mine nu mă poți cumpăra, spune Domnul, nu mă poți cumpăra cu aur, cu argint, cu lucruri din lumea aceasta. Toate vor pieri, toate vor arde. Singurul lucru important pentru mine este inima ta. Singurul lucru important pentru mine este ce ai făcut cu darul pe care ți l-am dat. Ți-am dat o viață, spune Dumnezeu, ți-am dat un dar, ți-am insuflat Duhul meu în dar. Pentru 20 de ani, pentru 40 de ani, pentru 50 de ani, pentru 100 de ani, ce ai făcut cu El? De la mine pleci, de la mine te-ai ridicat și la mine te întorci. Ai venit cu mâinile goale, cu mâinile goale pleci.
Dar ce ai făcut cu viața ta? Cu starea inimii tale? Vedeți, dragi frați și surori, seara aceasta este seara în care am spus că ne vom ruga și este seara în care noi trebuie să ne uităm la ceea ce gândește Dumnezeu despre noi, la ceea ce vrea Domnul de la noi. Am avut atâtea ori lucrări din partea Domnului și îmi spunea Domnul, nu vei fi tu în lucrarea aceasta, ci eu voi fi cel care voi vorbi. Dacă n-ar fi Domnul în lucrarea aceasta, ar fi încheiat și s-ar fi oprit în primele, poate, săptămâni. Dar pentru că El este Cel ce vorbește, pentru că El este Cel ce cheamă, El este Cel ce face totul, nu eu, dragi frați și surori. Și cred că seara aceasta pentru noi trebuie să fie o seară de aducere aminte, o seară în care să ne uităm. Nu este o seară la întâmplare. Este o seară, drag frate, care Domnul te cheamă. Spuneam celor de pe Zoom, fraților și surorilor care intrăm în fiecare zi pe Zoom, în măsura în care fiecare frate slujitor este alocat pe zile, dar mai intrăm și noi acolo și le spuneam joi, fraților și surorilor, astăzi a venit un mail pe internal communication pe la serviciu și spunea un om a plecat dintre noi. 26 de ani, dragi frați și surori, accident rutier. Vedeți, noi spunem că nu se poate întâmpla ca mâine și că mai avem timp. Dar Domnul spune, nu amâna pe mâine ce poți face astăzi. Ia o decizie în dreptul tău, caută o biserică, caută-L pe Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu. Și seara aceasta v-am spus cum să vă rugați. Adu-i starea ta înaintea Domnului și Domnul știe de ce ai tu nevoie. Știe ce vrea să faci, știe ce vrea de la tine. Ce vrei tu de la El. Ce vrei tu să-i spui Domnului. Și credem, dragi frați și surori, că noi trebuie să privim mai mult înspre El. Seara aceasta vreau să mergem în continuare să citim cauze, vreau să mergem să mai luăm pentru cei care ne-au mai scris cauze și vrem ca seara aceasta să fie o seară pentru voi, o seară de ridicare. Mă gândeam la Sami Moise, la fratele meu care mâine va veni de la ora 22, va fi frate Sami Moise de la București aici la mine. Și mă gândeam la fratele Sami Moise, spunea, frate Adrian, a plecat mama mea la Domnul. A venit aici în apropiere de Timișoara ca să-și îngroape mama. Dar știa și spunea, dragi frați și surori, mama mea, de când o știu eu ca copil, toată viața ei, nu s-a jucat cu pocăința. Mai putem, dragi frați și surori, să spunem noi, în dreptul nostru, că nu ne-am jucat cu pocăința. Orice lucru pe care îl facem, orice ce facem noi, trebuie să conștientizăm și să luăm lucrurile în serios. Pentru că tot ce se întâmplă, dragi frați și surori, se întâmplă că trebuie să se întâmple, dar știți că noi putem opri lucrurile acestea. Se mai poate îndura Domnul de noi așa cum s-a îndurat Domnul de cetatea Ninive. Se mai poate Domnul îndura de noi și în seara aceasta să-L chemăm pe Dumnezeul nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos în seara aceasta să ne izbăvească pentru că știm că de la El va veni ajutorul.
Aș vrea să citim, frate Stelian, în timpul acesta cauzele care sunt și apoi să ne rugăm pentru cei care ne-au scris. Până în ora 1 să încheiem și noi să ne odihnim. Mâine la ora 9 plecăm cu ceva treabă și Domnul să vă binecuvinteze. Frate Stelian, să te uiți pe WhatsApp dacă am mai scris frați și surori, apoi eu o să mă uit și pe Facebook și așa încet, încet o să citim toate cauzele, pentru ca nimeni să nu rămână, să nu fie citit pentru rugăciune în seara aceasta. Ne roagă Delia. Vă rog din inimă să vă rugați pentru David. E bolnav, are 9 ani și nu vorbește. Are pareză. Vă mulțumesc. Stoica Gabriela. Vă rog frumos, dragi frați, să vă rugați și pentru mine. Domnul să atingă de mine, să mă vindece. Să nu mai fie nevoie să mă operez. E o operație grea. Domnul poate să atingă de mine. Cred din toată inima. Și aduc întreaga mea familie înaintea Domnului, ca El să aducă pacea și mântuirea. Fiți binecuvântați de Domnul pentru lucrarea care o faceți. Amin. Carmen, frate, te rog în numele lui Iisus să te rogi pentru soțul meu, Rusalin. Aude voci, este într-o stare să omoare omul, n-are liniște și pace. O, Doamne, atinge-te de el, Doamne. Aleluia. Veronica, pacea Domnului, sunt Veronica, vă rog să mă aduceți în rugăciune ca Domnul să-mi dea vindecare. Amin. Aleluia. Ancuța, vă rog să vă rugați ca Domnul să mă vindece în totalitate, ca Domnul să intre cu mântuire în cortul meu. Vă mulțumesc. Domnul să vă răsplătească. O, Iisus, ai milă. Rada, pace, vă rog în numele Domnului, rugați-vă pentru băiatul meu pe nume Samuel, ca Dumnezeu să-l elibereze de viciul urâte și Dumnezeu să-l aducă la mântuire. Are 27 de ani și are 6 copii care au nevoie de un tată sănătos. Amin. Doamne, atinge-te, Doamne. Kling, Johan, aduc și pe Alin, ginerele meu, înaintea Domnului, care a căzut de la credință. Mă rog ca Domnul să-l întoarcă înapoi pe calea lui cea sfântă. Amin. Domnul să o răsplătească cu viață veșnică. Trip Mariana, vă rog să amintești peste nepoata mea Denisa, ca Dumnezeu să o vindece în totalitate. Amin. Cam atâtea sunt pe WhatsApp, frate Adrian. Bun, o să nu uităm și pe... O să mă uit și pe Facebook, să vedem ce mai sunt. Dacă au mai scris frați și surori pentru... Aleluia. Pentru seara aceasta o să ne uităm și o să vedem exact dacă mai sunt cauze. Ne spune Dionisie Petru, îmi spune așa: să vă rugați pentru un băiat, Bogdan, are voci. Aude voci, probabil din cauza drogurilor, ne spune Alina. Alina spune: și pentru mine aș vrea să vă rugați, Domnul Iisus să se îndure de dumneavoastră. Mari Mihai Pop, vă rog să rugați pentru mine și familia mea, ca Domnul Iisus să ne vindece sufletele, sufletește și trupește. Amin. Amin. În continuare, citim în continuare. Pentru Victoria, spune fratea, să ne rugăm pentru Jessica, care nu vorbește, nu merge, pentru David, care nu ascultă și are 9 ani. Cati ne spune, frate Adrian Crăciun, adult, și pe soțul meu, Petrică Pohrib.
este bolnav cu ficatul și are o hernie inghinală. Domnul să se îndure. Amin. Elisaveta Dragomir vă spune, vă rog, fraților, rugați-vă și pentru mine. Dumnezeu să se atingă de coloană, nu pot să merg, vă mulțumesc. Amin. Jenny Moldovan spune, ai milă, Doamne, de toți frații și amintiți-vă, mai stăm un pic să mai vedem, apoi o să... Boghiș Loredana spune, vă rog să vă rugați pentru soțul meu care are o boală foarte grea, Alzheimer. Domnul să se atingă de soțul dumneavoastră. Maria Moldovan ne roagă, vă rog să vă rugați pentru Claudiu, băiatul meu. I-au făcut 3 operații la cap și totuși încă doctorii nu spun nimic. Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Amin, amin. Rizan Elena Violeta, vă rog să vă rugați pentru soacra mea, e paralizată. Ai milă, Iisus, de toți, te rugăm în această seară. Să-ți faci Tu lucrarea în mijlocul nostru. Să ne rugăm și pentru fratele Ioan Margi. Da. Frate Ioan, Domnul Iisus să te binecuvinteze. Și îți mulțumesc în numele Domnului pentru cadoul pentru fetița mea. Fii binecuvântat. Gabi. N-am avut cum să nu-i spun că trebuia, am vrut să-i tot scriu. Gabi Zorica ne spune, vă rog să rugați și pentru nepoții mei, au rămas 6 orfani fără tată acum 5 săptămâni. Domnul Iisus să se îndure. Luciana Grecu spune, vă rog să rugați și pentru familia mea și pentru mine. Faramita Nicoleta spune, rugați-vă și pentru nepotul meu, Rafael, ca Domnul să-l vindece. Amin. Amin. Fiți binecuvântată. Domnul Iisus să se îndure. Amin. Amin. Ne mai uităm în seara aceasta dacă mai sunt cauze, apoi vom intra în rugăciune. Domnul Iisus să se îndure de cauze, să vă binecuvinteze în seara aceasta. Voi face rugăciunea aceasta eu. Vă rog să rugați și pentru fata mea, Anca, ca Domnul Iisus să o vindece, ne spune sora Georgeta Gheorghe. Domnul să se atingă în seara aceasta de fiecare în parte și să lucreze cu mare putere, pentru că El are putere. Cred că vom intra în rugăciune, frate Stelian, și Domnul să se atingă, ca să încheiem pe ora 1 în seara aceasta. Thank you.
Vom intra, dragi frați și surori, în rugăciune în seara aceasta și Domnul să se atingă de voi, de fiecare. Vreau să ne rugăm cu toții cât suntem, această rugăciune nu o facem doar noi, ci vreau ca toți să ne mobilizăm în această rugăciune. Totodată vreau să ne rugăm și pentru pace, pentru ca Domnul să lase pace în acest război dintre Ucraina și Rusia și Domnul să se îndure de problemele acestea care sunt, Domnul să aibă milă, Domnul să pună pacea între aceste țări, să nu mai moară nimeni. El este singurul care poate să facă lucrul acesta. Domnul să aducă pacea și în Europa, în tot ceea ce va fi. Domnul să lasă peste noi și să îngrijească de noi. Și în seara aceasta știm că El este singurul care ne dă putere. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în seara aceasta, Doamne, așa cum suntem, înspre finalul acestei transmisii, ne rugăm înaintea Ta și Îți mulțumim pentru că Tu, Doamne Dumnezeule, ai fost aici cu noi și în locul acesta, în părtășia aceasta. Îți mulțumim, Tată din ceruri, că Tu lucrezi cu putere. Te uiți la noi, Doamne Dumnezeule, Te uiți în locul acesta, Te uiți în casele celor ce se roagă în seara aceasta și răspunzi, Doamne, Tată. Asculți vocea lor. Asculți, Doamne, rugăciunile lor, Doamne. Te rugăm, Iisus. Seara aceasta, Doamne Dumnezeule, este o seară de bucurie pentru noi. O seară, Doamne Dumnezeule, în care Tu ne vorbești, Doamne. O seară, Doamne Dumnezeule, în care Tu, Tată din ceruri, Ți aduci aminte de noi, Doamne. Și Îți mulțumim pentru că ești bun, Doamne, cu noi. Mă rog, Tată din ceruri, ca Tu să lucrezi, ca Tu, Doamne Dumnezeule, să lucrezi, Doamne Dumnezeule, și să reverși pacea, Doamne. Ca Tu, Tată din ceruri, să Te atingi, Doamne Dumnezeule, de fiecare suflet, Doamne, de fiecare problemă, Doamne. În seara aceasta, Doamne Dumnezeul nostru, Te rog să Te atingi, Tată din ceruri, de fiecare situație, pentru cei, Doamne Dumnezeule, care astăzi seara, Doamne, și-au pus timpul acesta, Doamne, ca să stea, Doamne, în părtășie cu Tine, să se roage în seara aceasta, Doamne. Mă rog, Doamne, Tată din ceruri, ca Tu să binecuvintezi, Doamne, fiecare situație, fiecare cauză. În momentele acestea, Doamne Dumnezeule, Îți mulțumim că Tu ne ajuți, Doamne, că Tu ești cu noi și știm că atunci când ne rugăm, Tu ne răspunzi. Aducem inima noastră înaintea Ta, situația noastră, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru cei care astăzi seara, Doamne, i-am citit și pentru cei, Doamne Dumnezeule, care poate astăzi, Doamne, nu i-am văzut, Doamne. Și pentru Iliana, Doamne Dumnezeule, pentru cauza ei, pentru situația ei, Doamne, Îți mulțumim, Tată din ceruri, că Tu ești Cel care ne răspunzi și seara aceasta, Doamne, ne-ai spus și ne-ai zis, Doamne, Tată, că prin dragoste, Doamne, vom birui, Doamne. Doamne, vrem ca seara aceasta, Doamne, pentru noi. Corinteni, Doamne Dumnezeule, 1 Corinteni 13, Doamne, să sune în mințile noastre. Eu știu, Doamne Dumnezeule, că toate vor trece, cerul, pământul, Doamne, luna, stelele, Doamne, toate, Doamne, vor trece. Cuvintele Tale, Doamne, nu vor trece, vor rămâne în picioare și în seara aceasta, Doamne, ne-ai îndemnat din nou la dragoste, Doamne. Toate vor trece, Doamne, dar din nou în cuvântul Tău spui că dragostea nu va pieri niciodată. Pentru că Tu ești dragostea, Doamne Dumnezeule, și vrei să ne vorbești nouă. Ne-ai dat porunci cu privire la dragoste, Doamne, să ne iubim unii pe alții, Doamne. În seara aceasta, Doamne, îndură-Te de noi, Doamne, de faptul că de multe ori uităm cuvintele Tale și facem după voia noastră. Încălcăm porunca Ta, Doamne, și apoi plângem, Doamne Dumnezeule, că Tu, Tată din ceruri,
Ne-ai lăsat, Doamne, așa. Dar știu, Tată din ceruri, că Tu vrei în seara aceasta, Doamne, să ne chem să ne iubim unii pe alții, Doamne. Și în funcție, Doamne, Dumnezeule, de dragostea pe care o vom arăta noi celor din jur, Doamne, Tu vei lucra, vei măsura credința, Doamne, noastră, Doamne, prin dragostea pe care vom arăta față de cei din jurul nostru, Doamne. Și vei arăta, Doamne, în dreptul celor care sunt în seara aceasta, le vei arăta, Doamne Dumnezeule, că în funcție de acest principiu pe care l-ai pus, Doamne, vei lucra în casele lor, Doamne. Vei elibera inimile lor și implicit vei vindeca trupurile cu, Doamne Dumnezeule, de bolile lor, Doamne. Eu știu, Doamne Dumnezeule, că nu la voia întâmplării, Doamne, mi-ai vorbit prin faptul acesta, Doamne, pentru că am avut momente, Doamne, în care m-am gândit și m-am mâhnit în inima mea, Doamne, și ai venit într-un moment, Doamne, în care Tu mi-ai vorbit la faptul acesta, Doamne. Și în seara aceasta, Doamne, mă rog pentru toți care sunt în locul acesta, ca Tu să-i vindești, Doamne Dumnezeule, să Te uiți la ei. Tu ești Dumnezeul, Doamne, și în seara aceasta, Doamne, nimeni nu este ca Tine, Doamne, ești Împăratul Cerului. Te uiți din înaltul Tău, Doamne Dumnezeule, în fiecare secundă ochii Tăi sunt pe noi, Doamne. Tu ne vezi, Doamne, nu când ne trezim, când stăm jos, prin orice fapt, Doamne, așa cum spunea și David, Doamne. De aceea, Doamne Dumnezeule, Doamne, nu avem niciun gând, Doamne, că Tu ne poți vedea sau nu știi ceea ce facem noi, Doamne. De aceea, Doamne, ne smerim, Doamne, până în pulberea prafului, Doamne, a pământului, Doamne, pentru că știm de atâtea ori te întristăm, Doamne Dumnezeule, și seara aceasta, Doamne, ne chem cu inima noastră, Doamne, să ne înfățișăm înaintea Ta și să vezi din noi, Doamne Dumnezeule, o nouă viață, Doamne, o inimă născută din nou, Doamne, asta aștepți Tu, Doamne, și seara aceasta, Doamne, fă, Doamne, ca inimile celor care se roagă, ca celor care au ascultat cuvântul din seara aceasta, Doamne, să fie o inimă, Doamne, care să prepornească, Doamne, din nou. Fă, Doamne Dumnezeule, în inima lor ca și calea aceasta să fie o cale scumpă, Doamne, să o aprecieze mai mult, Doamne, pentru cei care poate, Doamne, au lăsat-o undeva departe. Dar seara aceasta, Doamne, știu că nu la voia întâmplării ne-am rugat, Doamne, nu la voia întâmplării s-au întâmplat toate aceste lucruri, nu la voia întâmplării suntem aici în locul acesta, Doamne, și suntem la, Doamne, prin faptul acesta suntem ca noi să ne rugăm, ca noi să binecuvântăm numele Tău, Doamne, ca Tu să-ți faci prezența, Doamne Dumnezeule. Timpul acesta, Doamne, îl binecuvântăm în numele Tău, Doamne, și fie, Doamne, ca prezența Ta, Doamne, în casele lor, Doamne, acolo să cobori Tu, Doamne, în rugăciunea aceasta, pentru toți care i-am citit și pentru cei care nu i-am apucat să citim, Doamne, sau nu i-am văzut, Doamne, în seara aceasta, Doamne, eu știu că Tu deja cunoști, Doamne, inimi, Tu îi vezi, Doamne, Dumnezeule, acolo. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru faptul acesta, Doamne, în care am putut să stăm împreună, să binecuvântăm numele Tău, Doamne, să glorificăm, Doamne Dumnezeule, numele Tău sfânt din ceruri. Binecuvântăm numele Tău, Doamne, și Îți mulțumim pentru prezența Ta. În seara aceasta, Doamne, n-avem nici o îndoială, Doamne, că Tu ești cu noi. Eu știu, Doamne, că Tu răspunzi rugăciunilor noastre așa cum Te chemăm, așa ne faci. Și în seara aceasta, Doamne, iartă-ne păcatele, uită-Te la noi, Doamne Dumnezeule, din nou, privește inimile noastre și ascultă glasul inimilor noastre în seara aceasta, pentru că sunt suflete care Te caută și Te strigă, Doamne, și seara aceasta, Doamne, Te rog să ridici Tu, Doamne. Amin. Aleluia. Mulțumim Domnului, dragi frați și surori, în seara aceasta, așa cum am fost prezenți în timpul acesta și ne-am putut ruga împreună. Vă spun ca Domnul Iisus în seara aceasta să vă binecuvinteze. Noi vom încheia în timpul acesta transmisiunea în direct. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și, așa cum v-am spus, mesajul acesta pe care l-am avut de câteva zile din partea Domnului, mi l-a transmis Domnul chiar într-o zi când eram la lucru. Am primit așa relevația aceasta dintr-o dată și în momentul acela mi-am și notat-o pentru că poți să uiți. Este atât de rău să uiți când Domnul îți transmite ceva și știi că cuvintele Domnului au putere. Cuvântul Domnului este de fapt ceea ce El vrea să spună întregii noastre
ca să spun așa, întregii noastre comunități care suntem aici. Și cred că este bine să luăm aminte la faptul acesta și El să ne răspundă amin. Seara aceasta este o seară în care Domnul cu siguranță a lucrat, Domnul s-a atins de noi și știm că El ne-a răspuns cerințelor și rugăciunilor noastre. Nu uitați, dragi frați și surori, acolo este un grup de WhatsApp. V-am lăsat mai jos un link de WhatsApp care îl vedeți mai jos. De ce am pus noi linkul acesta? Noi nu putem pune link de Zoom pentru că ne blochează Facebook-ul instant. Dar dacă punem linkul de WhatsApp, nu este nicio problemă pentru că Facebook-ul este împreună cu WhatsApp-ul. Acolo pe grupul de WhatsApp este linkul acesta, este un grup în care punem mai multe comunicate, trimitem cauze de rugăciune. Și chiar dacă noi nu suntem în direct, cum vedeți în seara aceasta, noi avem în fiecare zi seara de rugăciune de luni până joi seara și vedeți că și de vineri până duminică tot am avut programe. Și atunci unul dintre noi este seara acolo, de fapt unul din cei care suntem la îndemn, dar acolo sunt mult mai mulți frați care slujesc, care cântă și se roagă și este de fapt un grup de rugăciune. Acolo veți primi un grup de, acolo primiți un link de Zoom. Dacă accesați acest link de Zoom pe care noi îl atașăm în fiecare seară, acolo puteți să aveți acces și să intrați în grupul de rugăciune de pe Zoom. Oriunde ați fi și în spital, oriunde ați fi, puteți să stați împreună cu noi și să vorbiți cu noi și cu fiecare din frații care suntem acolo. Vă putem toți auzi, ne putem vorbi cu toții și să stăm în ascultare și să ne rugăm. Și este un timp pentru cei care sunt în străinătate mai mult, care n-au biserici, dar este ca o biserică, se respectă un program, se respectă o ordine, este așa, așa este cum Domnul a vrut să fie. Și așa cum v-am zis, dragi frați și surori, pe grupul de Zoom este o comunitate pe care noi prin ajutorul Domnului am format-o și ne rugăm cu toții, mulțumim, sunt frați cântăreți, sunt și avem din partea Domnului, sunt și mesaje, sunt vase de lucru acolo care, prin care Domnul aduce anumite mesaje uneori pentru diferiți frați. Așa ne-a binecuvântat Domnul, a pus Domnul din toate, de la cântăreți până la oameni de cuvânt, până la vase de lucru și Domnul a făcut toate într-o ordine. În seara aceasta vă spunem ca Domnul să vă binecuvinteze. Dacă accesați linkul acesta, accesați-l acum, intrați în grupul de WhatsApp, vă rog să nu distribuiți în grupul acesta de WhatsApp alte mesaje sau alte lucruri sau de război sau nu. Este un grup de rugăciune și în acest grup vreau să avem pace și liniște, să fim oamenii lui Dumnezeu așa cum ne-a chemat Hristos. Frate Stelian, așa cum suntem noi în seara aceasta prezenți în locul acesta, ar vrea să mai aduci și tu câteva cuvinte de încheiere, apoi să îi mulțumim, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Aș vrea să aduc câteva cuvinte de încheiere pentru ceea ce ai din partea Domnului pentru frații care ne-au urmărit și fii binecuvântat. Mulțumim Domnului pentru această seară minunată în care știm că Dumnezeu a fost prezent și este prezent în continuare, pentru că El ascultă. Dar vreau să vă spun un lucru în această seară în care să nu uitați acest lucru. Dumnezeu vrea să vorbească cu voi. Dumnezeu vrea să vă asculte glasul. Opriți-vă din când în când. Luați-vă timp cu Dumnezeu.
pentru că El vrea să vă asculte. Vrea să vă vorbească. Timpul care îl faceți pentru alte lucruri, dăruiți-l Domnului. O jumătate de oră măcar în timpul zilei, oprește-te din timpul tău și vorbește cu El. Vrea să-ți audă glasul. Nu uita acest lucru, Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Și vei vedea că am dreptate pentru că știu ce vorbesc. Pentru că Dumnezeu în aceste vremuri vrea să vorbească cu noi. Vrea să ne cheme acasă, să ne întoarcem la El. Are ceva pentru tine și tu nu vorbești cu El, nu-ți faci timp pentru El. Fă-ți timp pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți acolo unde sunteți. Pentru că v-ați rugat pentru ceilalți astăzi. V-ați rugat pentru cauze și voi. Domnul să vă răsplătească. De aceea vă spun și vă rog din toată inima, faceți-vă timp pentru Dumnezeu. Vă spun și eu de aici, din studioul Salmii. Acum nu vă mai spun de la Făgăraș, vă spun de la Timișoara, din studioul Salmii, o noapte binecuvântată. Și Dumnezeu să vă dea putere, biruință în tot ceea ce veți face. Și fie că această seară, aceste rugăciuni, și eu cred că Dumnezeu le-a ascultat, Dumnezeu să trimite răspunsuri. Dumnezeu să vindece, să ridice, să îmbărbăteze, să mântuiască și să ne binecuvinteze pe toți. Să fiți binecuvântați. Lăudați să fie Domnul pentru toate. Dragi frați și surori, în seara aceasta îi mulțumim Domnului pentru că El a fost bun cu noi. Aici se încheie seara aceasta de rugăciune, dragi frați și surori, seara în care, așa cum suntem, a fost noi, Domnul și cuvântul Său în mâinile noastre. Și mulțumim pentru tot, pentru că în timpul acesta am putut să facem acest timp de rugăciune. Mâine seara, dragi frați și surori, să nu uit să vă anunț. Vine Sami Moise, cu Mare Moise, nu chiar în studioul ăsta, că e prea mic. Trei persoane intrăm cu greu aici. Două persoane stăm lejer, dar trei e cam greu. Cu camerele este cel mai greu. Aici sunt trei camere în studio. Dar pentru o filmare mai bună și pentru ceea ce facem, avem altă locație. Cu camere mult mai profesionale, cu aparatură mult mai profesională și vom transmite de acolo. Mâine seară o să fie o seară de cântec și de mărturie. Oricât de greu a fost situația, pentru că Sami a venit în Timișoara și în zilele acestea a dus pe mama lui la doar, dragi frați și surori, mama lui a murit și a dus-o la groapă. Dar el, dragi frați și surori, eu vorbisem cu ei din timp pentru că aveam să facem binecuvântarea la fetița noastră, la Ioana, duminică, motiv prin care și fratele Stelian a venit aici în Timișoara, la mine, și faptul acesta vorbisem deja din timp cu fratele Sami, dar așa s-a întâmplat că marți mama sa a trecut la Domnul. Dar asta, dragi frați și surori, chiar dacă mama lui a trecut la Domnul, el a zis că în orice vreme, în orice timp, noi să lăudăm pe Domnul. Și mâine seară vor fi la mine în celălalt punct de transmisie, într-o sală mult mai mare, unde este o altă aparatură mult mai performantă. Și totodată, dragi frați și surori, vreau să vă anunț de ziua de
De mâine seară, de la ora 10 seara, va fi o seară în care se va cânta, va fi o seară binecuvântată și știu că Domnul va face un timp binecuvântat. Apoi, duminică, Same și cu Mare Moise vor fi la Biserica Apelevii din Timișoara, unde sunt eu membru, acolo unde voi duce fetița la binecuvântare. Și vă aștept și pe voi de la ora 10. Puteți să intrați pe Biserica Apelevii, pe Facebook, acolo o să vedeți toată slujba, tot timpul acesta în care va fi și vor fi și ei și Sami și cu Marei vor cânta acolo la biserică. Au venit tocmai din București, dar Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Frate Stelian, Domnul să te binecuvinteze pentru timpul acesta în care am slujit împreună. Îți mulțumesc, fii binecuvântat și Domnul să te binecuvinteze cu mult har. Mulțumesc la fel, frate Adrian, și ție. Și eu mă bucur că după un an de zile ne-am întâlnit din nou. Dumnezeu e bun și îi mulțumim pentru acest lucru și proclamăm în continuare peste această lucrare protecția Lui, ca El să fie în centrul acestei lucrări, nu noi, ci Dumnezeu să fie obiectivul principal. Să fiți binecuvântați încă o dată și o noapte binecuvântată vă spunem de aici, din studioul Salm. Amin. Așa cum v-am zis, mâine seară vă aștept pe pagina aceasta pe Radio Salm după ora 22. Ne vedem pentru timp de cântare, pentru timp și de mărturie din partea fraților și de cântare. De la ora 22, ora României. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți, vă doresc o noapte binecuvântată, să fiți binecuvântați cu toții, multă pace, amin.